stați și din ea în față. Ați vei vedea alesul cine e. TVR, la TVR, la TVR. Astăzi vom avea o ediție cu frumos. Solul în Perca de Oceșeni, Marina Albașan. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi, când mă îndreptam spre televiziune, am ascultat în mașină un post de radio care anunța că astăzi la TVR probabil va fi o explozie de rating, pentru că la emisiunea Marina Albașan vor fi făcute niște dezvăluiri senzaționale. E, îmi pare rău să vă dezamăgesc, nu o să aveți parte de dezvăluiri senzaționale. Probabil vă așteptați să dau o replică la tot ceea ce ați citit în ziare. Iată, nu o să fac cum n-am făcut zilele acestea, spre dezamăgirea unora. Mulțumesc, Andrei, pentru ritmurile alese. Vreau să vă spun doar atât, că am ignorat ceea ce s-a scris, pentru că dacă dai răspuns, te conformezi proverbului, te bagi în tăruție, te mănâncă porci. Și de aceea am preferat să stau deoparte. Adevărul adevărat îl știm numai eu și Victor. Îmi pare rău că s-a ajuns la un circ întreg, pornind de la o, până la urmă, o problemă a familiei noastre. Îl asigur pe Victor că, așa cum i-am promis, nu o să dezvălui nimic din viața de familie, pentru că miza mea nu este să-i fie lui rău deloc, pentru că este un om pe care l-am iubit foarte mult. Miza mea este să-mi continui eu viața, să-mi cresc copilul și să fiu înconjurată de oameni pe care îi iubesc și care mă iubesc așa cum vă doresc și dumneavoastră. Și, nu știu, unul din colegi îmi spunea astăzi: Marina, n-ai nicio problemă, stai liniștită. Colegul știa cine instrumentează tot acest scandal mediatic, știa cine se află în spatele lui și mi-a spus: știi cum să spunem popor, pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Mie mi se pare cam dur spus, dar cu acesta vă promit, vreau să pun, din punctul meu de vedere, nu o să mă ascultați și nu o să mă vedeți la nicio emisiune, în niciun ziar, spunând absolut nimic despre ceea ce a fost între noi. Noi doi o știm. O știm foarte bine și amândoi avem datoria să mergem mai departe. Vă mulțumesc, îmi cer scuze că am profitat de spațiul meu de emisiune pentru a vă face această destăinuire personală. Nu aveți ce să aplaudați, asemenea momente din viața oamenilor nu se aplaudă, ci se trec în tăcere. Și acum vorbim despre ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că astăzi cu adevărat merită să fiți cu ochii pe noi, nu din alte motive, ci pentru simplul fapt că invitata noastră de astăzi este o bomboană de femeie. Există o teorie savantă a ciclicității istoriei, care e argumentată în mod concret prin dispariția și reapariția unor tipare. În politică, treaba merge cam așa. Oamenii ba luptă pentru democrație, ba pentru dictatură. În modă, ba pentru minijupe, ba pentru crinoline. În pictură, mă rog, în pictură nu contează, că acolo e harapabură. Iar în știință, totul e relativ. Dar în muzică e mult mai simplu. Toate-s vechi și, vorba poetului, nouă-s toate. Dacă prin anii 90 românii se emancipaseră și ascultau numai Depeche Mode și Michael Jackson, techno, pop, rap și rave, unduindu-și și huiduindu-și vechii idoli, acum s-au răzgândit și i-au redescoperit. Marile voci sau trupe ale deceniilor trecute, lansate pe vremea comunismului, au reintrat în topuri. Ba mai mult, umplu sălile din nou. Să se fi plictisit lumea de fetele siliconate, experte în playback? Sau de vulgaritatea celor care răcnesc prin spatele blocurilor? Sau o fi vorba de nostalgia unora care își leagă tinerețea de un șlagăr al anilor 80? Există oameni care leagă această întoarcere a unor vedete ascunse în discuri de vinil, ani de-a rândul, de nostalgia după comunism.
dar ce te faci când cei mai aprigi admiratori ai muzicii ușoare sunt tocmai cei care au fugit de comunism în raiul capitalist? Până la urmă s-ar putea să existe o explicație care nu ține de modă, de mofturi sau de trenduri. Oamenii aceștia, care au ținut în picioare săle arhipline prin talent și forță artistică, sunt greu de pensionat. De fapt, ei nici nu au vârstă, așa că nu ne întrebați câți ani are invitata noastră de astăzi. Altele sunt mult mai importante despre dânsa. Să-i aflăm așadar povestea vieții, atât cât poate ea să fie comprimată în 3 minute. Așadar, dragii mei, filmul vă rog. S-a bătut în greu cu viața până să ajungă o mare artistă. În copilărie era cam băiețoasă și asta probabil că i-a prins bine mai târziu. Avea atâta energie încât a pornit-o cu gimnastica, fotbalul și handbalul, până să bage de seama că ar avea și ceva voce. Iar dacă multe dintre vedetele muzicii ușoare datorează câte ceva unui compozitor, unui regizor sau unui realizator TV, Mirabela e mândră că a pășit singură pe drumul pavat cu pioneze care duce spre glorie. Încă de când era elevă, cânta pe șest prin restaurante, zicându-și Bela Scori, machiată fiind cu un creion chimic să nu recunoască vecinii sau profesorii. Prima piesă de muzică ușoară, autohtonă, care a fost încredințată oficial, a fost Taina Nopții, de Ion Cristinoiu. Apoi au urmat mulți alții, precum Iuliu Merca, Marius Țeicu, Vasile Vasilache, Marian Nistor și, de ce nu, tânărul pe atunci, Ionel Tudor. Oare cine n-a auzit-o suspinând fotoliul din odaie? Fotoliul din odaie și o carte ce-ai lăsat tu pe lopieră. O ultima țigară uitată într-un colț pe etajeră. Și floarea din fereastră, biletul cel mai stătuși pe mare. A fost un succes uriaș de public. De fapt, Mirabela a avut lipici tot timpul la premii, aplauze și mai ales săli pline. Mai nou, cu ajutorul tânărului său prieten Rareș, zis Raul, care îi compune de ani buni piesele. A bătut până în 89 Europa, prin vecini sau mai departe. Apoi a descoperit America, unde se întoarce an de an pentru câte un turneu. A agonisit o căsuță, niște căței drăgălași, dar are și niște tabieturi. Este dependentă de televizor, având numai puțin de 6, iar telefonia mobilă o pasionează peste măsură. Știe că prețul pentru o carieră muncită din greu este scump. Mirabela a crezut mereu în succes și rămâne o incurabilă optimistă. Doamnelor și domnilor, esențele tari se țin în sticluțe mici. Intră în scenă Mirabela Dauer! Floare albă, floare albastră, ce dor mi-ai lăsat? Floare albă, la fereastră, cât te-am așteptat. Mi-ai lăsat ca amintire toate visele. În floreau doar pentru mine toate florile. Mi-ai lăsat ca amintire
Cred că peste o oră să-mi revin. Mie îmi strigă în casă Luminița Dumitescu, că să stau dreaptă. Luminița e intenționat ca să nu se simtă Mirabela și mai multe. Eu sunt foarte bine. Nu, Luminița, așa să țip la ea, să stea dreaptă. Nu, nu am complexe, să știu. Nu, deloc. N-am avut niciodată. Excelent, excelent. Mi-a spus un lucru adevărat, adineauri. Da? Esențele tare, așa e. Se țin în sticluțe aici. O sticluță atât de mică, cred că ar umple stadioane întregi dacă ar fi să transmitem emisiunea ta de pe un stadion. Din păcate n-au încăput decât 65 de inși aici în studio, că așa e construit decorul nostru. Lasă că de când ai făcut tu promo săptămâna trecută, m-au sunat de peste tot din lume, prieteni, ce chiar ești pe TV, pe care te vrei? Mă, pe unul singur TV, probabil. Nu ridica la plasă, te rog eu frumos. Bine, gata. Nu știu, pe care TVR? Pe TVR 1. Aha, bine, dar nu e de pe alt TVR, nu, de pe unul singur. Ăla e TVR. Rai 1 încă n-a venit în România. Mai și uite, cu toate astea vorbim de stadioane pline și acum a constat cu stupoare că totuși ai un loc gol în public. Nu vine să cred, chiar nu s-a găsit nimeni să stea pe scaunul ăla. Eu vreau să spun că nu mă uit în public. Mai nevoie să gândesc ca un nu uit pentru că voi uita textele, uit ce să spun și mă băl, mai bine nu uit. Eu îți propun să invităm un invitat atipic să ocupe acel loc. De fapt, se și aud niște sunete în culise. Niște retrăsuri, nu pot să cred.